Aproape toate spitalele din județul Gorj, cu excepția celui din Motru, au avut contracte cu această firmă. Printre acestea, Spitalul Județean de Urgență. Aici au fost retrase toate substanțele dezinfectante și înlocuite cu altele, mai eficiente. Însă, acum, reprezentanții unității medicale cer despăgubiri pentru produsele pe care le aveau în depozit și care s-au dovedit prin teste că, în realitate, aveau altă concentrație decât cea înscrisă pe etichetă și nu au mai putut fi folosite. Are un mare număr de substanțe dezinfectante, de fapt 10 tipuri de substanțe dezinfectante pe care spitalul le-a achiziționat de-a lungul timpului de la această firmă, care au rămas nefolosite, o parte dintre ele, o parte au fost returnate firmei, dar nu ne-a fost și făcută plata pe ele, drept pentru care suma de 308.000 de lei noi o considerăm prejudiciu la bugetul instituției noastre, drept pentru care ne vom constitui parte civilă cu suma de 308.000 de lei în procesul contra Hexifarma. Managerul Spitalului Județean a explicat că niciun reprezentant al celor de la Hexifarma nu a dorit să colaboreze cu unitatea spitalicească pentru a remedia această problemă pe cale amiabilă. Am încercat și discuții telefonice, avem și procedură scrisă cu firma respectivă, dar a refuzat dialogul. Inițial a fost un dialog prin care s-au arătat dornici de a prelua dezinfectanții care ne-au rămas pe stoc în vederea achitării contravalorii, lucru care nu s-a mai întâmplat. Moment în care s-a întrerupt și legătura cu respectiva firmă, drept pentru care singura soluție legală este de a ne constitui parte civilă în procesul civil intentat contra Hexifarma. În urma controalelor demarate de Ministerul Sănătății, la spitalul din Bumbești-Jiu s-au găsit foarte multe probe neconforme și implicit mai multe infecții.